Poliția română a demarat acțiunea națională Foc de artificii, și în acest an sunt continuate activitățile la nivel național sub coordonarea Direcției Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. În perioada 18 noiembrie 2019-6 ianuarie 2020, polițiștii vor efectua acțiuni și controle atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Vor fi vizate persoanele fizice și juridice neautorizate care comercializează ambulant articole pirotehnice. Zilele trecute, polițiștii din cadrul serviciului arme explozivi și substanțe periculoase au indisponibilizat peste 2000 de obiecte pirotehnice tehnice deținute ilegal de administratorul unei societăți comerciale din Comuna Alexandru Dobescu, județul Călăraș. Acesta deținea în scop de comercializare 2040 de articole pirotehnice fără a fi autorizat să desfășoare operațiuni cu astfel de obiecte. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.